Primăria Petroșani a rămas în luna decembrie anului trecut fără furnizor de energie pentru iluminatul public. Pentru a nu lăsa locuitorii în beznă, administrația locală a fost nevoită să cumpere energie de la un furnizor de ultimă instanță la un preț enorm de 3.300 de lei pentru un megawatt-oră, în condițiile în care până în decembrie plătea 600 de lei pentru un megawatt-oră. Drept urmare, factura de electricitate care trebuie achitată în această lună la un tarif sufocant pentru bugetul local în valoare de 1 milion de lei a pus pe jar administrația locală, care a găsit totuși și soluția. Zilele trecute, primarul Tiberiu Iacobriții anunța pe rețelele de socializare că primăria Petroșani a reușit să obțină pe Bursa Română de Mărfuri, la care este afiliată încă din anul 2013, cel mai mic preț la energia electrică de la începutul anului, de 990 de lei pe megawatt-oră. Noul tarif urmează să intre în vigoare cel mai târziu, din data de 1 februarie, mai menționează primarul municipiului Petroșani.